Bună ziua, dragi prieteni din Balanță! Haideți să vă spun la Balanță, pentru că v-au ieșit că, de exemplu, sunteți pentru bani, dar v-a ieșit că sunteți ocupați sau că sunteți obosiți sau că sunteți lucrați foarte mult și din cauza asta parcă ori faceți greșeli, ori pierdeți bani, faceți unele greșeli. Sau sunteți supărați, nu vă stă capul la afaceri sau la ce faceți. Apoi, nu prea aveți schimbări pe care le-ați dori, că se întârzie, de exemplu, un contract, un serviciu, un câștig de bani care întârzie banii să vină, sau aveți o pauză economică. Sau trebuie să renumărați banii, să recalculați pentru că ceva nu iese bine. Dar totuși arată că sunteți înțelepți. Aici arată înțelepciune, experiență. Și o să găsiți drumul cel bun și o să vă ordonați bine cu banii, cu finanțele. Apoi arată că aveți o ambiție mare, poate că nu irealizabile sau nu vă imaginați că se poate realiza nici dumneavoastră. De asta întârzi acești bani, că ceea ce vă doriți poate este imposibil sau mai greu de obținut ceea ce vreți. Dar spune să vă dați tot interesul, faceți tot ce știți mai bine, cum știți mai bine, pentru că puteți și știți. Și să căutați asociați, colaboratori, să vă sprijine în ceea ce vreți, orice proiect sau ceva. Pentru că altfel, dacă nu, vă arată turnul, care vă spune că poate pot apărea unele blocaje, unele ceva ce nu vă așteptați și pierdeți totul, cădere financiară, catastrofă, ceva ce o să plângeți, nu o să vă... Nu o să vă placă, normal, pentru că pierdeți, aveți pierderi și trebuie să aveți grijă cu asta. Pentru că începeți bine. Începeți bine. Mai puteți avea un contract pe termen care va fi pe termen limitat, nu nelimitat. Ori vă așteptați un contract pe termen nelimitat și nu îl primiți, ori pierdeți bani la bursă sau pierdeți bani la casino sau pierdeți bani undeva unde credeți că veți câștiga, dar nu aveți experiența necesară și sau în orice afacere și nu câștigați, pentru că turnul arată că aveți o surpriză neplăcută cu pierdere. Sau sunteți speriați de pierderea asta. Da? Deci ceva ce financiar va fi ce nu vă place, ceva ce nu vă așteptați și oricum nu semnați nimic, nu faceți nicio afacere, nu încheiați niciun contract cu nimeni, pentru că sunt foarte multe minciuni, negativitate, șantaj, vrea să vă controleze banii, doar vrea să vă fure, să... profite, nu este ceea ce vă spune că vai, că o să câștigați, o să nu. Așa, sau afaceri necurate, în care veți câștiga foarte mult, dar veți pierde foarte mult. Da? Apoi, poate că așteptați de la stat ceva bani, de la un serviciu și sunteți... trebuie să vă dea o premă sau așa, ceva ce aveți drept, dar arată că nu prea primiți, că nu prea vi se face nedreptate. Nu vi se face dreptate. Oh, Balanță. Deci nu sunteți în Balanță cu chiar nu. Deci legea nu este partea dumneavoastră, nu vi se face dreptate, nu aveți ce să faceți. Să vă gândiți de două ori, orice cheltuiți, oricine ce vă spune, pentru că arată
Ceva neplăcut, neplăcut. Aveți grijă. Cam asta a fost pentru balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.